în momentul ăsta voi spune un adevăr în premieră națională. Deci toate, inclusiv la Romexpo, atenție, este un abator pentru români. La Romexpo, uite exact ce vă spun eu, atenție ce vă spun și mi-asum. Romexpo, Lețcani, Ana Aslan și toate celelalte spitale modulare construite de ăștia, da? Și ălea ce a fost construit spre Chitila, spitalul ăla construit de nu știu ce mare hipermarket, toate astea sunt abatoare ale poporului român, pentru că acolo se va face vaccinarea forțată. De aceea sunt goale. Ne vor lua pe sus, de-aia vor ei să bage armata, domnule Iohannis. Hai că-ți spun eu ce vrei să faci ca să știe tot poporul român. Dacă noi nu intrăm în Parlament, aveți cuvântul meu de onoare, cred că va trebui să luptăm la baionetă cu ăștia, pentru că ne vor lua pe sus. Deci toată legislația pe care ei vor să o pună acum în aplicare este pentru a ne băga efectiv, să ne facă, ca la abator, duci vitele la abator, la moarte. Atâta timp cât nu am un vaccin care să fie testat mult timp, astfel încât să văd care sunt repercursiunile pe care le pot suporta după ce mă voi vaccina, da? Gândiți-vă că deja nu mai e teoria conspirației, deja la radio actualități și la televiziune au apărut reprezentanți ai autorităților române care au spus că vaccinați-vă pentru că numai așa veți mai putea să vă duceți să vizitați alte țări străine, să vă faceți vacanțele acolo. Slavă Domnului că o mare parte a românilor nu își permit să se ducă în afară, că poate așa nu-i pot condiționa. Deci, și eu nu cred, iar dacă veți vedea vreodată că Iohannis cu Orban și cu toți ăștia se vaccinează, Arafat și Tătaru, să știți că ăla nu e același vaccin pe care ni-l aplică nouă. Să fiți foarte siguri. Uite vă spun eu, ăla nu este același vaccin pe care ni-l aplică nouă. Da? Ascultați-mă ce vă spun. Și vreau să văd și o laboratoare care vor face cercetare, dar pe bune. Unde este Institutul Cantacuzino? De ce credeți voi că l-au desințat? Da, când Institutul Cantacuzino, oamenii aceia integri, vor face ei vaccinul, atunci poate mă mai gândesc, da? Dar ei asta vor să facă, vor să discrediteze armata română, să-i pună, vezi, Doamne, cu armata să ne smulgă din case și să ne ducă acolo ca pe vite la tăiere. Da, deja a apărut. Uitați-vă că sunt reprezentanți ai OMS-ului, sunt pe YouTube, o groază de articole ale acestora și înregistrări în care vorbesc despre nanotehnologia folosită în vaccin. Și doi la mână, noi suntem țara experimentală a vaccinurilor. S-a semnat anul trecut și noi și Italia ne-au vândut ăștia ca pe niște vite. Ascultați-mă ce vă spun, România în momentul ăsta este abator de oameni. Ascultați-mă ce vă spun. S-a semnat anul trecut că noi suntem țară experimentală pentru tratamente medicale și vaccinuri. Putea să se testeze, să fie experiment domnul Iohannis, că și așa este cel mai negru experiment al României. Da? Sper să scăpăm odată de nemernici ăștia. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. De-aia, domne, se ferezi de mine. De-aia, pentru că eu le spun lucrurile ce e în gușă și în căpușă și tot ce aflu dau publicității. L-ați auzit pe vreunul care curia să spună ce vă spun eu? Păi uitați-vă, de ce țin spitalele alea goale când vezi, Doamne, nu mai sunt locuri la ATI și în spitale? Păi de ce nu-i duc pe oamenii acolo? Adică cum duci? Ia stai puțin, ia fii atent acum, ia fii atentă. Tu îți dai seama ce au făcut ăștia la Lețcani, unde normal ar fi trebuit să fie la spital suport COVID, da? Ăla e spital de COVID. Bun, când știi că este atât de virulent COVID-ul, așa spun ei, și atât de contagios, cum e posibil să duci niște persoane cu arsuri pe 50, 60, 70, 80% din suprafața corpului, în care dacă introduci o singură bacterie, l-ai omorât instantaneu? Cum îl duci tu într-un spital suport COVID? Că toți arșii de la Piatra Neam sunt duși acolo. Păi tu îi duci ca să se suprainfecteze să moară? Păi noi nu gândim?